Hristos s-a înălțat și la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Constantin și Elena, declarație politică, PNL a solicitat înființarea unei comisii de anchetă pentru organizarea ilegală și dezastruoasă a concursurilor pentru managementul școlar. Stimați colegi, după 4 ani de la intrarea în vigoare a legii educației, culmea vitezei de reacție în aplicarea acestei legi, abia anul acesta a catadixit guvernul Ponta să organizeze pentru prima dată concursurile pentru posturile de inspector general, inspector general adjunct și director de case ale corpului didactic, organizate anul acesta de guvernul Ponta, care au fost doar o paradă, marcând încălcări profunde ale legii și deontologiei profesionale. De asemenea, susținem noi liberalii că este necesară înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului în care guvernul Ponta actual a organizat aceste concursuri, deoarece este limpede că aici s-au petrecut lucruri grave, în mod evident ilegale, extrem de controversate, iar guvernanții PSD, după ce au așteptat atâția ani ca să pună în aplicare o lege aflată de multă vreme în vigoare, au sărit din prima etapele firești în privința ocupării acestor posturi și au făcut mai mult sau mai puțin intenționat o serie de greșeli grave doar pentru a-și plasa oamenii legați de partid în funcții de conducere în sistemul de educație. Cred că ora guvernului este o inițiativă bună, menită tocmai pentru a da răspunsuri cât mai rapid de diverselor probleme pe care dumneavoastră, prin intermediul oamenilor pe care îi reprezentați, le puteți semnala mult mai repede și, evident, noi putem răspunde mult mai în timp util și, cred că, cât mai concret. Vreau să vă spun, apropo de chestiunea ridicată astăzi, doamnelor și domnilor deputați, deci asigurarea gărzilor este o prioritate pentru Ministerul Sănătății. Deci în condițiile în care numărul de medici, dar vorbesc aici și de personal mediu sanitar, este suboptim, modul de organizare al gărzilor în fiecare unitate sanitară este extrem de important pentru buna funcționare a fiecărui spital și, evident, a sistemului sanitar în ansamblu, în beneficiul fiecăruia dintre noi. Iar în acest moment, Ministerul Sănătății lucrează pe mai multe direcții pentru a rezolva și problema deficitului de sistem, dar și o organizare mai bună prin a îmbunătăți asigurarea de gări și de servicii medicale la orice oră în domeniul sanitar. Știți bine, este vorba de un sistem care nu doarme niciodată. În data de 6 mai, Camera Deputaților a votat o lege care modifică legea taximetriei în România. Din păcate, s-au creat câteva confuzii și neînțelegeri în legătură cu această lege, deoarece foarte mulți au considerat că este o problemă din punctul de vedere al autostopiștilor. Și am avut reacții foarte dure în acest sens. Legea nu are nicio legătură cu această activitate. Legea vorbește foarte clar doar despre transportatori de persoane și mărfuri care fac aceste servicii contra cost și dă o amendă destul de mare celor care fac această activitate în mod ilegal. De fapt, este vorba de încercarea de a stopa un fenomen foarte răspândit în România. Din păcate, avem foarte mulți transportatori ilegali care nu doar că reprezintă un pericol pentru companiile transportatoare din România și pentru regiile autonome de transport,
ci duc la scăderea bugetelor locale și bugetului național prin faptul că, de fapt, se produce evaziune fiscală în acest sens. Deci aș dori să reamintesc tuturor că nu este nicio problemă cu autostopul, este pur și simplu o lege care va aplica măsuri mai dure în legătură cu transportatorii ilegali.